Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. Așa că îi spunem un bun venit domnului conferențiar universitar dr. Cornel Boinceanu, director la organizația de misiune OM România. Bine ați venit! Bine vă găsesc! Mă bucur să ne revedem. Este prima emisiune pe care o facem împreună. Dumneavoastră ați mai fost la noi în studio, ați abordat mai multe teme, dar astăzi sunteți invitatul meu în această emisiune pe care o realizez în fiecare seară de luni, emisiune care se dă la Credo TV și aș spune o emisiune de impact care ne ajută atât pe noi cât și pe invitații noștri să contribuie prin prezența dumnealor la răspândirea Evangheliei până la marginile Pământului. Lucrul acesta îl vom face și în seara aceasta, pentru că tema pe care vă propun este despre biserică și misiunea transculturală. Înainte de a ajunge la ceea ce înseamnă misiune transculturală, aș vrea să definim, stimate domnule profesor, cam cum stăm cu misiunea, a cui este datoria să facă misiune, facem că vrem, fie suntem chemați să facem lucrul acesta. Știu că dumneavoastră aveți o experiență vastă în lucrarea de misiune, în biserica pe care ați păstorit-o ați fost implicat, ați plantat mai multe biserici, mai mult ați contribuit foarte mult la ceea ce înseamnă evangelizare personală, deci cunoașteți foarte bine fenomenul. Aș spune o chestie foarte dificilă pe care chiar aș vrea să o discutăm puțin în seara aceasta. Dar haideți să începem cu începutul, de la chemarea la misiune. Până la urmă, suntem și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc în fața în care spunem că ne-am încheiat, să zicem așa, chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Am acceptat oferta de mântuire, am acceptat pe Domnul Hristos în viețile noastre, suntem pe calea credinței, ne ducem viața și așteptăm întâlnirea cu Domnul. Aș spune că s-a cam terminat ceea ce aveam de făcut sau mai trebuie să facem ceva de acum încolo. În momentul în care suntem asigurați, ne-am asigurat mântuirea, mai e cazul să ne mai implicăm. Ne cheamă Dumnezeu doar să stăm într-o stare de aceasta de așteptare sau suntem chemați să mai facem și ceva? Da, sunt o grămadă de idei foarte interesante. Sigur că probabil ar trebui să luăm pe rânduță, așa, fiecare din aspectele pe care le-ai menționat foarte bine. Dar cred că trebuie să începem cu ideea că în realitatea românească misiunea e un fel de copil adoptat, așa. E agățat undeva pe acolo. Și eu nu mă simt deloc confortabil cu statutul ăsta. Și de aceea, pentru mine, chiar dacă am alte implicări în alte domenii, misiunea este prioritatea mea. Așa mi-a imprimat Dumnezeu inima și sufletul. Și dacă o să am suficient timp, acum o să vă descriu cum mi-a prins mie Domnul inima pentru misiune. Că eram și eu la fel, nu, slujirea mea e pastorală, eu sunt cadru didactic, importanța mea e acolo. Misiunea era un fel de ultima chestiune. Și dacă tot veni vorba, eram în Brazilia. Bisericile din Brazilia sunt implicate în misiune într-un mod fascinant. Și vizitam acolo, am stat o perioadă mai lungă, vizitam diverse biserici. Era așa o viață în contextul slujirii de acolo, că eu eram copleșit. Plecasem din România iarna cândva și am ajuns acolo, era vara la ei, da? 40 de grade, foarte, foarte cald. Și eu, mergând în bisericile astea, aveam impresia că am murit și am ajuns în Împărăția lui Dumnezeu. Doar ca să descriu șocul fantastic pe care l-am avut, sigur, în sens pozitiv, fiind acolo, în contextul ăla. Așa dinamică, de fascinantă, cu oameni acolo. O grămadă de oameni care răspundeau provocărilor și se implicau în diverse misiuni. Era ca în stupul de albine. Fascinant. Și tot vorbeam cu unii măi, ce se întâmplă la voi, că e ceva special. Și îmi spuneam, facem misiune. Facem misiune. Și mă gândeam, dar misiune facem și noi, dar nu e la fel. Lipsește ceva, parcă, în contextul bisericilor din România pe care eu le știam. Și atunci, secretarul general al misiunii braziliene mi-a zis, lasă că te trimit eu la o biserică, și aici vine punctul forte. Te trimit eu la o biserică care nu face misiune și aici să vezi diferența. Am ajuns la o biserică care avea vreo 4500 de membri. Deci era o clădire uriașă. Aveau tot ce se poate gândi că există într-un context occidental. Deși Brazilia e o țară cu mai multe dificultăți în alte contexte. Dar acolo era totul fascinant. Deci aveau resurse inimaginabile. Televiziune locală, presă, tot ce se poate, corul, cu vestimentație, era absolut fascinant. Dar nu aveau niciun interes pentru misiune. Mi-aduc aminte când m-au întrebat, a venit să-mi iau un interviu și așa, când m-au întrebat despre lucrarea mea și, de fapt, au fost anunțați că sunt misionari din România, i-a zis că nu ne interesează. Și n-au mai vrut să vorbim, nu mi-au mai luat interviul. Eram așa ceva de neinteresant. Și acum vine momentul. Duminică, la slujbă, am trăit momentul ăla de provocare senzațională și cred că e important pentru bisericile din România, că nu este ceva ce am făcut eu. Eu comunicam ceva despre provocarea lui Dumnezeu pentru noi, la misiune. Și în timp ce vorbeam, la un moment dat, traducătorul meu, că vorbeam în engleză, el mă traducea, s-a blocat, n-a mai putut să continue. I se pusese un nod în gât, știi cum spunem noi, într-un limbaj mai așa, colocvial. Și eu am așteptat, mă gândeam că n-a înțeles bine, repet, își revine, spune, dar se întâmplă o dată, de două, de trei ori. Și a treia oară s-a și așezat pe bancă. Am rămas singur acolo în contextul ăla, nu știam ce să fac. Așa, pe moment, mă gândeam, oare unde ușa cea mai apropiată, fug de aici, eu nu mă simt confortabil. Deloc. Nu eram în stare să înțeleg că atunci se întâmplase ceva în biserica aia. Eu am terminat repede, a venit altcineva să traducă, terminat repede și s-a ridicat păstorul local. Zice, fraților, astăzi Dumnezeu ne-a vorbit că ce facem, nu facem bine. Trebuie să ne schimbăm. Eu de acum am trecut de la o extremă la alta, că eram de acum extrem de fascinat. Stai puțin, că nu înțeleg ce e aici. Și Cătălin, păstorul zice, dacă sunt oameni care, așa cum am auzit provocarea de la Dumnezeu, vor să se implice în misiune, să vină în față. Dacă sunt oameni care vor să se roage, să vină în față pentru misiune. Dacă sunt oameni care vor să susțină financiar, să vină în față. Nu știu dacă a rămas cineva în bancă. Toți erau acolo în față. Și am văzut cu ochii mei în duminica aia când Dumnezeu a transformat o biserică dintr-o biserică de asta așa neimplicată misionară într-una vie și dinamică. Dumnezeu mi-a aprins inima cu foc în duminica. Nu știu ce a avut el de gând cu biserica aia, am aflat că e în continuare, dar pentru mine ăla a fost momentul crucial. Și apoi am început să studiez, că vorbeai despre asta. Și mi-am dat seama că misiunea de fapt nu e a bisericii, în primul rând. Misiunea e a lui Dumnezeu. El are planul ăsta misionar. Și primul misionar, dintre toți misionari, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit din veșnicie la noi. Păi dacă nu aveam pe Iisus ca misionar în terminologia asta, ce ne făceam noi? Noi eram în stare să descoperim adevărul. Și atunci, dacă Dumnezeu are planul ăsta misionar, modelul este în Hristos, bisericile adevărate, și aici venim la ce încercai să punctezi foarte bine, bisericile adevărate sunt bisericile care se implică în misiunea făcută de Dumnezeu, stabilită de Dumnezeu, după planul Lui, nu al nostru. Că noi avem o grămadă de proiecte interesante, dar nu corespund cu planul lui Dumnezeu. Era undeva într-un context plasat un băiețel care trăgea cu arcul în gardul de lemn. Și treceau mulți pe acolo și au văzut că băiețelul ăsta arunca cu săgețile cu o precizie fantastică. Toate săgețile erau înfipte în mijlocul țintei. Și toți aplaudau, vai, ce grozav. Și unul se oprește și vorbește cu băiatul. Măi, cum reușești tu să trimiți toate săgețile alea exact la centru? A, ce foarte simplu, zice băiatul. Întâi trag cu săgeata și după aia desenez cercurile. Asta înseamnă ce? Că mimam reușite care sunt cosmetizate. Când, de fapt, planul Dumnezeu îl stabilește. Ținta El o așează, nu eu. Și atunci noi urmărim ținta Lui. Și aici e provocarea extraordinară. Și asta e pasiunea pe care eu o am. Și asta am acceptat ca ultima perioadă de timp, deși trebuia să o fi făcut mai de mult, să fie pe misiune. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca bisericile din România să trăiască în vremea asta transformarea asta fantastică. Să devină biserici vii. Nu are rost să mai stăm în moleșeala asta. Eu sunt foarte întristat să văd biserici care, așa, plictiseală, da. Foarte, foarte bine ați spus. Mai ales că și înainte de pandemie, dar cel puțin în zona, în ultimii ani, practic un an și jumătate deja, am observat următorul lucru, că concentrarea bisericii a credincioșilor pe pe prezența într-un anumit spațiu, biserică. Știți, și ați păstorit, a fost și președintele comunității de București mai mulți ani. Ați văzut că fiecare păstor dorește în viața lui cel puțin să zidească o biserică, să construiască, să planteze și apoi, dacă sunt destui de mulți membri, să poată construi. Și s-a investit foarte mult în construcția de biserici, unde sunt chiar monumente, să spunem, arhitecturale, care nu e foarte ieftin, costă și într-adevăr. Deci s-a mers foarte mult timp, mulți ani, și în România, și asta e destul de rău, aș spune, pe o coagulare a resurselor și a păstorilor, da, și a credincioșilor, în a construi lăcașe de cult și mai puțin a investi în activitatea externă. Așa că cunoașteți foarte bine spectrul evanghelic din România, plus că ați mai vizitat și în alte părți. Cum vedeți, așa ca un diagnostic, poziția României, a Bisericii Evanghelice din România acum? Și pentru că, pornind de la diagnosticul acesta, încercăm să găsim niște soluții, niște provocări, niște idei, astfel încât, așa cum spuneați dumneavoastră, și mă bucur că spuneți lucrul acesta, acum, după ani de zile, zice, ce bine era dacă începeam acum 20 de ani sau acum 30 de ani. Corect. Corect. Așa zice și eu, dar ce bine ar fi fost dacă m-aș fi implicat în a promova Evanghelia, poate nu cu media la vremea respectivă, dar cu ceva, acum 20 de ani. Din analiza pe care o văd eu, pe care o fac eu și din realitatea pe care o văd, pot să spun că România, bisericile din România, se află într-o fază de letargie. Așa. Sigur că eu înțeleg dorința unor lucrători, păstori, cum or fi identificați local, de a-și construi, da, nu vreau să fiu răutăcios, dar face un proiect amplu cu impact. E firesc, e normal, e bine. Numai că nu-i destul. Trebuie să ne uităm la planul lui Dumnezeu, să spunem care este planul pe care Dumnezeu l-are pentru mine. Pentru că biserica ori e misionară, ori dacă nu, altfel nu este biserică deloc. Am să spun foarte radical lucrul ăsta. Pentru că planul nu e al meu, e al Domnului. Și dacă eu sunt chemat să urmăresc un plan, atunci planul nu este al unuia de succes, al unui păstor de succes sau unei confesiuni de succes, ci planul lui Dumnezeu. Ori succesul nostru constă în ascultarea noastră de Dumnezeu. Asta tot predicăm peste tot. Păi, bun, ascultarea în esență trebuie să fie cu orientare misionară, că așa a spus Mântuitorul ucenicilor săi înainte de înălțarea la cer. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Unde? Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Ori, din analiza pe care o văd eu, este că sunt cei mai mulți, cum foarte bine precizai, care se opresc la Ierusalimul lor. Și spunea, lasă că o să fie când o fi vremea, dacă mai am resurse, mai încolo. Dar Domnul nu spune că mai întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, apoi în Samaria și apoi, dacă o mai fi timp, și până la margine. Nu spune asta. Planul este că Iudeea, Samaria, Iudeea... simultan. Ierusalim, Iudeea, toate în același timp. Și nici nu spune că unii în Ierusalim, alții în Iudeea, alții în Samaria și alții, dacă ori mai fi, și pe la marginile pământului. E foarte interesant. Cineva mi-a zis, păi bun, da, e greu de făcut. Da, știu, dar planul nu e al meu, e al Domnului. Și El este Cel care face să se împlinească planul ăsta. Asta ce înseamnă? Că biserica vie, adevărată, misionară, aia care se așează pe coordonatele planului Dumnezeu, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la un membru la altul, trebuie să viseze misiunea, să trăiască cu intensitate misiunea. Altfel, descăldăm în tot felul de realizări. Suntem copilul cu arcuri, care tragem cu săgeata și după aia desenăm cercuri. Uite ce realizări am făcut. Nu așa trebuie să se întâmple lucrurile. Ori, acum, dacă vorbeai de moment, personal cred că România este la granița asta de impact pe care ar trebui să-l aibă în toată Europa și poate toată lumea. În virtutea întâlnirilor pe care le am cu reprezentanții misiunii în organizația pe care o coordonez în România, fiind o organizație internațională, ne întâlnim. Sigur, acum doar online, pe video, pe Zoom. În discuțiile astea, cele mai multe întrebări sunt legate România când se trezește. România când joacă un rol mai important. Pentru că România are cei mai mulți credincioși evanghelici astăzi, după realitatea pe care o vedem. Ori o forță, e un uriaș care doarme, dar mă rog să se trezească uriașul ăsta și să devină biserica care să vibreze după planul Domnului. Repet, nu e al meu, nu e al nimănui altcuiva, este al Domnului. Și dacă mergem pe planul lui, efectele sunt senzaționale. Eu doar atâta dacă pot să spun, iartă-mă, că spuneai de implicarea mea ca păstor. Sigur, am iubit biserica, m-am implicat acolo, însă când m-am întors din Brazilia, primul lucru pe care l-am făcut a fost să văd că biserica se așează pe coordonatele astea. Cătălin, până și finanțele de la biserică au crescut datorită implicării acolo. Deci Dumnezeu binecuvintează o biserică inimaginabil când facem ce trebuie să facem. Dumnezeu nu cheamă la o lucrare fără să asigure și nevoile necesare. Are el sistemul acesta al lui duhovnicesc și știe cum să așeze lucrurile, astfel încât nu te trimite niciodată și să spunem așa, prin spin și pălămidă, fără să-ți asigure cele necesare. Are Dumnezeu. Da, eu glumeam cu unii. Există un verset în Biblie care spune, Domnul spune, caut bani și nu găsesc. Poate cineva să spună unde versetul ăla și unde încep să... cred că undeva prin Ezechiel. Nu există astfel de verset. Versetul pe care tu îl anticipai foarte bine, cu adevărat. Domnul spune, caut un om. A, este. Și când omul ăla e găsit acolo, resursele sunt asigurate de Dumnezeu. Ori noi ne blocăm în resurse. Asta e o realitate tristă. Dumnezeu dă resurse dacă e omul ăla pasionat care zice, eu vreau să fac lucrare. Așa este. Frate Cornel, vreau să vă spun, să spunem așa, să vorbim de la o scuză generală pe care ați auzit-o de poate de multe ori și de fapt sunt trei, dar am să le așez așa. Pentru că încerc să aflu profilul omului, al credinciosului care face misiune. În momentul în care am înțeles clar că misiunea este planul lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu, el este cel care... E porunca lui atunci, dacă e planul lui. Poruncă și noi trebuie să facem ascultare, ca să folosesc așa un termen din monahism, știți cum e, să faci ascultare, deci nu se pune problema că nu. Asculți și asta este. Sunt trei mari motive pe care le-ați mai auzit și vreau să le amintești telespectatorilor noștri. În momentul în care Dumnezeu ne cheamă la o lucrare și vorbim în seara aceasta pe lucrare de misiune, de obicei e o zbatere și mulți oameni spun așa, în primul rând, cine sunt eu ca să fac lucrul acesta? Și când zici cine sunt eu, încep să spui, nu sunt nici misionar, nu vin din familie de lucrători, n-am moștenit niciun talent. Da? Doi, zice, domne, resursele, cu ce? Nu am bani, nu am nimic pe lângă mine, n-am mașină, apropo de misiune, ce o să fac? Și a treia este chemarea de Dumnezeu, unde scrie sau cine... Sunt mulți care au trecut prin biserică, i-am mormântat, au plecat de aici și nu au făcut nimic deosebit decât au fost prezenți la biserică, deci se poate trăi și în vremea aceasta. Deci astea sunt de obicei, iar primele două poate sunt cele mai cunoscute, când oamenii zic, bă, dar de ce să fac eu și nu fac? Dar cine m-a găsit pe mine? De ce nu face cutare? De ce nu fac păstorii? Sau știu eu, de ce nu sunt studenții de la teologie? Întotdeauna eu așa o falsă smerenie în care încercăm să dăm prioritate unora care crede noi că ar face mai bine. Și apoi când vorbim despre resurse, acolo e clar. Da. Găsim 1000 de motive să ne plângem că nu putem face, că nu avem știu eu ce ne trebuie. Da, este foarte bine precizată situația și e o analiză foarte exactă a ceea ce se întâmplă. Dacă vorbim despre reacția asta pe care o au la misiune, odată este de înțeles. Pentru că nu există bătălie spirituală mai mare dusă de Împărăția Întunericului împotriva bisericii decât împotriva misiunii. Cea mai mare luptă pe care diavolul o declanșează împotriva bisericii să oprească misiunea. Pentru că spiritual câștigi teritorii. Da, că te face, diavolul rămân în terminologia asta, te face să rămâi acolo confortabil într-o conservă de confecțiune sau biserică locală. Stai acolo, dar nu te simți bine, dar ce rost are să te duci? Și în momentul în care depășești granița asta și asculți de Domnul, să vezi atunci împotrivire. Și atunci oamenii încep cu scuze. Pentru că e o bătălie interioară. Eu știu că am trecut și eu pe acolo, nu vorbesc din teorie. Dar e o bătălie interioară. Dacă ar fi o chestiune onestă, că uite, cine sunt eu să mă duc în misiune și s-ar vedea cât de mic e omul, eu aș zice, ăla e omul pe care îl vreau. Că Dumnezeu oameni de ăștia vrea să folosească, care se consideră neînsemnați. Scriptura vorbește despre asta, în multe împrejurări. Oamenii care zic, da, cine sunt eu ca să nu știu ce? Și Domnul spune, hai cu mine, că am treabă cu tine. Dumnezeu de asemenea. Da. Dar de cele mai multe ori, cum bine preciza, e scuza unor oameni. A, că ce, că nu, că eu n-am pregătire, că eu nu știu ce. Și ne acoperim cu tot felul de scuze ieftine. Ca în evangelizare, de altfel. Oamenii nu ies în afară să proclame Evanghelia, tot felul de scuze. Că să facă ăla, că mi-e așa, când în esență e rușinea. Rușinea de a te identifica cu Domnul. Și provocarea e foarte serioasă. Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu. Spune Scriptura. A spus punctul pe ei, pentru că, apropo de versetul din Fapte pe care l-a citat mai devreme, Fapte 1:8, în care spune că îmi veți fi martori, este chemarea pe care Dumnezeu ne face de a fi mărturisitori, oameni care reflectă mai departe lumina Evangheliei. Tocmai asta e provocarea secolului în care trăim, domnule profesor, pentru că trăim starea aceasta de jenă. Eu observ, să știți, din ce în ce mai mult suntem... Noi știm foarte bine ce să facem. De asta am pus în balanță puțin și cu prezența în casa de închinare, în casa de rugăciune, în biserică. Noi în biserică, și dumneavoastră știți, oriunde v-ați duce, într-o biserică evanghelică, știți ce se întâmplă, știți ce se face, vă simțiți confortabil, pentru că cam peste tot e la fel. Problema este ce facem în afară. Și oamenii, în general, sunt foarte bine, se simt bine acolo, se simt confortabil. În momentul în care au ieșit afară, nu se mai asociază sau au o jenă, evită în a-și mai exprima credința. Și exprima credința nu înseamnă să ne batem cu cărămida în piept. Este pur și simplu, când vorbim despre mărtori, mărturisire, de a povesti măcar cel puțin ce a făcut Domnul pentru tine. Pentru că și dumneavoastră, dacă stați acum, ne stăm așa să facem, să ne aducem aminte de câteva de întâmplări din viața noastră, și eu la fel, am putea povesti multe experiențe cu Domnul și știm că astea au mare impact. Dorința aceasta a oamenilor de a-și mai exterioriza credința, de a-și mai... pur și simplu de a-și da cu opinia asupra unui lucru din opinia publică. De simplu, inclusiv atunci când se întâmplă ceva în societate, o lege care, cum să spun, ne afectează viața de credință. Vă dau doar un exemplu. Legea căsătoriei, sau știu eu, legea educației sexuale, sau știu eu, orice altceva. Sunt legi care s-ar putea să... Dar eu, ca și creștin, aș putea să-mi dau o părere și spun, băi, conform credinței mele, eu zic că, sau conform a ceea ce spune în Scriptură, eu cred altceva. Punct. Ăsta este un act de mărturisire. Corect. Sunt oameni credincioși, foarte credincioși în biserică, în momentul în care, nu numai că zic ceva, dar pur și simplu tac și rămân așa în anonimatul ăsta. Asta e semnul unei boli spirituale, este semnul neascultării și este dovada faptului că noi nu suntem pe coordonatele corecte. E adevărat că sunt și oameni cu o personalitate mai timidă, dar aveți aici în față un om extrem de timid în structură. Eu am avut mult de lucru cu mine în tinerețe să ajung să fac pasul ăsta, să vorbesc cu alții. Mi-a fost foarte greu. Nu să vorbiți în public. Da, nu am public în biserică, ci cu alții în afară. Asta era cea mai mare dificultate pentru mine. Cum să mă duc în afara contextului bisericii și să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu? M-am rugat la Dumnezeu, mi-am făcut și program. Că asta este un antrenament. Aici și păstorii trebuie să aibă grijă. Că Dumnezeu a așezat acolo să spună bisericii planul său. Nu e destul să-l lași pe om să se simtă confortabil acolo. Trebuie să spui că e chemarea pe care Dumnezeu o face pentru misiune. Și atunci eu am început să-mi fac plan. În fiecare zi să vorbesc cu cineva despre Domnul. Nu îndrăzneam, mă duceam, câteodată mă învârteam pe acolo, nu găseam pe nimeni, nu reușeam eu să găsesc, dar rămâneam cu proiectul pentru a doua zi. Trebuia să fac două persoane. Și așa m-am antrenat. Și acum Dumnezeu m-a ajutat să fac studiu biblic cu necredincioși. Când întâlnesc pe oameni în diferite situații, mă întreabă de ajutor și îi adun. Hai să studiem Scriptura. Hai să citim din Biblie împreună. Mai ales că ați reușit și experiența se vede, să găsiți cel puțin un punct de plecare într-o discuție cu oricine. Găsiți cel puțin un punct comun de a discuta și a porni o discuție. Și apoi, bineînțeles, dumneavoastră direcționați către Evanghelie. Da, că e un proces natural, adică nu te duci acolo cu megafon și acum hai să citim din Sfânta Evanghelie. Nici o discuție nu e identică cu alta. Nu, dar e în ritmul, e în dinamica vieții. Și așa cum făceam Mântuitorul la început cu categoriile marginalizate. Acolo e, eu încurajez pe oameni să facă lucrul ăsta. Începeți cu ei acolo, care îți cer un bănuț pe stradă. oprește și spune, uite, vreau să te ajut, dar mă duc la tine acasă, hai să discutăm, vreau să înțeleg contextul, vreau să văd cum te pot ajuta mai mult. Uite, vino și vezi că sunt acolo, la biserică, ca să știi cine sunt eu și să nu fii în dubii. Îi dau ocazia să mă cunoască pe mine, că altfel nu mă poate primi acasă din considerente de altă natură. Și hai să începem. Asta este o ocazie fantastică să ajungi în universul spiritual al omului și să-i ajut să se orienteze. Eu nu-i chem la o confesiune anume. Eu chem să cunoască adevărul din Scriptură. Și asta ne cheamă Mântuitorul în misiune. Ori asta nu mai fac bisericile. Să facă studiu biblic, grupuri în casele oamenilor. Pentru mine pandemia a fost fascinantă pentru asta. Pentru că am putut să mă duc la oameni acasă. Când a fost posibil, na. Că a fost și perioade mai... Și, cum să spun, este mult mai apropiat, îți poți deschide și omul se poate deschide. Pentru că în biserică, într-adevăr, ne-am instituționalizat și urmăm niște, să spunem așa, niște obiceiuri, tradiții pe care tot noi ni le-am creat de-a lungul timpului, le-am transmis din generație în generație, dar am pierdut până la urmă contactul ăla la firul ierbe, când ești cu omul într-un grup sunt și omul se deschide. Și el poate să mărturisească o problemă, să stai cu el, să te rogi cu el. Da. Mulți oameni nu se roagă în biserică din pricina de teama, de rușine de a nu fi auzit sau să greșească ceva. Acasă n-au nicio problemă. M-am dus în perioada pandemiei de anul trecut că primisem o hârtie de la poliție că pot să mă deplasez la persoanele care sunt singure și n-au ajutor și deschideau ușa și întrebam dacă vrea să mă rog. N-a zis nimeni nu. Dacă vreau să citesc din Biblie, și eram pe holul blocului, da? Și deschideau ușa ceilalți, nimeni nu a zis să pleacă, domnule, că aici. Toți vreau să se roage cineva pentru ei. Era o panică cumplită. Și oamenii aveau nevoie de rugăciune. Și asta era ieșirea asta în afară, emisiunea bisericii în sensul în care depășești granițele propriilor contexte confesionale, a bisericii locale. Treci dincolo de grane, de zidurile astea, te duci spre oameni. Asta e provocarea misionară. Excelent. Slavă Domnului că Dumnezeu v-a pus pe inimă, ați lucrat și lucrați în continuare în misiune. Acum ați trecut, să spunem așa, la un nivel spiritual mai deosebit în sensul că îi motivați și pe alții să facă lucrarea asta. Da. Ceea ce facem și noi prin emisiunea aceasta este de a promova, stimați prieteni, stimați telespectatori, de a ne provoca și pe noi aici din echipă și mai ales pe dumneavoastră să putem face lucrarea aceasta și acolo unde sunteți, în locaș, în casele dumneavoastră, în localitățile dumneavoastră și misiunea să ajungă până la marginile pământului. Domnule profesor, haideți să discutăm puțin despre misiunea transculturală și ceea ce face OM România, pentru că sunteți, să spunem, aveți responsabilitatea cu chemarea din partea lui Dumnezeu, nu numai de a face misiune dumneavoastră, ci și a iniția alte proiecte de misiune. Ba mai mult, să recrutați poate noi misionari, să căutați câmpuri de misiune, să vă duceți prin de ce nevoiași și mai mult să mobilizați. Îmi place foarte mult cuvântul acesta, mobilizați. Cred că este și numele organizației pe care o conduceți. Operation Mobilization. Deci, operațiunea de mobilizare, să spunem așa, și să-i scuturați și pe alții și să-i chemați la această lucrare. Da, scuturarea asta pe care o fac eu nu este altceva decât să spun ceea ce am experimentat eu și ceea ce ne-a spus Domnul în primul rând. Și am văzut că, începând cu anul trecut, când am restructurat și noi lucrarea de misiune și ne-am îndreptat spre cei care sunt mai neglijați, hai să-i numim, de alții, da? Cărora nu mulți le întind o mână sau să le spună vestea bună. Și am zis, hai să încercăm acolo. Și ne-am dus în Dobrogea, am dus 5 misionari din alte țări din lume, că au fost și americani, interesant, acolo în Dobrogea. Și eu și dumneavoastră sunteți Dobrogea. Da, am lucrat de acolo. Și eu trebuie să mărturisesc că mi-ar fi rușine de Dumnezeu să nu spun adevărul. Când eram lucrător acolo cu biserici din Constanța, am evitat pe turcii musulmani și pe tătari pe acolo. Că am zis, nu, treaba mea nu-i cu ei. Eu vreau să mă duc la așa. Și mi-e rușine ce am făcut atunci. Dar acum, după vreo 30 de ani de slujire, mai bine așa, Domnul parcă m-a luat de gulă și că hai că mai de făcut ceva treaba acolo. Impactul echipei astea, niște străini au venit să se ocupe de noi, a fost copleșitor. Deci oamenii au venit cu grămadă după aia să, să descopere adevărul. Am crescut echipa, avem vreo 10 acum, acolo. Atâtea localități deschise pentru Evanghelie, nu vă puteți imagina. Într-o zi, cineva spune, știi, dar uite, noi avem și ceva rude în Bulgaria, nu te duci acolo? Zic, mă duc și acolo, dacă e chemare, nu pot să nu mă duc. M-am dus în Bulgaria. Acolo sunt mult mai mulți turci musulmani decât în Dobrogea noastră. Comparativ, dacă noi avem vreo 80.000 în toată Dobrogea, în Bulgaria, partea Dobrogea veche, da, istorică, da, la ei, sudul Dobrogei, sunt vreo 800.000. Da. S-au mai întins așa un pic, dar diferența e, da, clară. Și acolo, Dumnezeu așa a mișcat inima unor oameni care au devenit doar atenți pentru că eu m-am dus la ei de Crăciun. Da, sărbătoarea de Crăciun. Ei m-au testat, eu n-am știut asta. Și că dacă vrei să vii la noi, vină de Crăciun. Eu mi-am notat, gata, de Crăciun mă duc acolo. Și a fost o situație hazlie că am ajuns la graniță, că am luat pe cineva cu mine și ăsta din greșeală a luat buletinul nevestei în loc să ia pa lui. Și n-a putut să treacă. Zic, vai, ce mă fac? Mă duc singur, acum asta e. Singur acolo, trist și părăsit cum e așa, m-am dus la ei. Și ei au rămas uimiți că eu m-am dus acolo. Zic, dar nu ne-am înțeles, că eram acum derutat, că doar ne-am înțeles că vin acolo. Nu, dar am crezut că nu veniți, că e sărbătoare creștină importantă, nu pleci așa de asta. Zic, nu, domnule, eu am venit aici, ne-am înțeles, vreau să vin ce spun. Doar pentru atâta, lor li s-a părut că iubirea cuiva pentru ei e mai mult decât își poate imagina. Și s-au deschis într-un mod extraordinar. Anul trecut s-au botezat 30 de persoane. Am făcut botezul în Marea Neagră. Anul ăsta 32 de persoane dintre ei. E o explozie acolo. Este ceva de nedescris. Și bucurie mai mare ca asta nu există în lucrare. Pentru că faci ceea ce Domnul poartă pe inimă, ceea ce iubește. Domnul iubește pe oameni și cheamă la sine. E fantastic. Apoi noi am zis, hai să încercăm să vedem și alte modalități de slujire. Și ne-am îndreptat spre refugiați. Nu mulți vor să facă asta. Aici este o reticență datorită experiențelor pe care le-au avut alte țări. Am văzut ce se întâmplă. Da. Refugiații sunt oamenii care la disperare fac lucruri destul de... Și nu multă lume se apropie. Vorbim de creștini. Știu, dar riscul de a întâmpina opoziție este oriunde în altă parte. Când ieși din cadrul bisericii, este un risc acolo. Dar eu sunt motivat de ce a spus Mântuitorul. Și oricine citește Scriptura ar trebui să se uite acolo în Matei. Când Domnul spune, am fost străin și m-ați primit. Mântuitorul spune asta. Străinii din România sunt Iisus Hristos în generația noastră prezent acolo. Cine îi primește pe aceștia? Cătălin, nu poți să rămâni indiferent, indiferent de cât de mare e riscul. Și Dumnezeu a deschis uși fantastice. Ei m-au chemat la ei acolo, la centru. Întâi m-am dus în Giurgiu, m-au sunat că n-au de mâncare. M-am dus și le-am dus mâncare și tricouri și la câteva zile, chiar înainte de sărbătoarea de Paști, de Învierea Domnului la noi. Și după câteva zile au ieșit în oraș la tricouri, toți îmbrăcați acolo și tot orașul era uimit de, uite, pocăiți le-au dat tricouri ăsta. S-a uimit lumea întreagă acolo. M-au chemat după aia cei de la penitenciar, hai vino și la noi, ajută-ne. După aia, dincoace în București, la centrele de refugiați. Deci nu vă puteți imagina ce nevoie fantastică este. Și oamenii vor să vadă iubirea cuiva. Am luat 35 dintre ei înainte de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, joi, săptămâna respectivă, și am plimbat cu vaporașul pe Herăstrău, în București. I-am adus din Giurgiu. Cătălin, ziceai că au intrat în cerul lui Dumnezeu. Au fost deschiși să vorbească, da, să discute, dar cum? Dar n-a făcut nimeni ceva de genul ăsta pentru ei. Ori e planul Domnului. Cum să o pun altfel? E chemarea lui. E fantastic. Și Dumnezeu folosește elemente din astea mici. Că uneori avem impresia, dar ce poți să faci? Da, lucruri mărunte care pot fi făcute, care pot să aibă un impact fantastic. Uite, dacă pot să zic, aici la refugiații din București, m-am dus să vorbesc cu ei despre cum să procedăm, cum să ajutăm, că ei au o grămadă de probleme și de consiliere și de echilibru emoțional și spiritual. La urma urmei, ei sunt într-o căutare. Au plecat dintr-un context în care lucrurile nu mai sunt cum trebuie și cineva trebuie să ajute să-și găsească echilibru. Și făceam proiecte de asta și după ce am discutat toate astea, spun, ori nu este cineva care are nevoie de un cadru, că Cineva îmi dăduse un cadru de ăsta pentru o persoană care are probleme cu locomoția, cu mersul. Și când am zis asta, persoana respectivă, directorul centrului, zice: "Da, de unde știți?" "Să știu ce? Că avem nevoie de cadru." Zic: "Nu știu, întrebam." Și că domnule, de dimineață dăm telefoane, zice, să aflăm noi. N-am găsit nicăieri. Și cum ai venit dumneata? Parcă a venit Îngerul lui Dumnezeu din cer, zicea. Păi nu dădeam telefoane. Păi zic că l-am în mașină. Când am zis că l-am în mașină, s-a prins de masă și a zis: "Nu se poate." Este incredibil. Așa ceva nu pot să-mi imaginez. Gândiți-vă numai la emoțiile pe care Dumnezeu le generează printr-un gest mic. La urmă, ce am făcut? Făci cineva și zic: "Măi, dacă ai nevoie, uite, tu te vezi unde." Și am tot încercat. Și Dumnezeu, prin Duhul Său, acționează în modul ăsta. Nu e așa, că nu e niciun fel de aport al meu, marele minune. Dar gestul ăla mic, folosit de Duhul lui Dumnezeu, cu un impact fantastic. Slavă Domnului! Ne surprinde Dumnezeu, apropo de când Dumnezeu deschide uși, Dumnezeu te încurajează, pentru că vezi oamenii care se schimbă. Știți de ce? Diferența mare între lucrarea aceasta de misiune și poate alte lucrări care se mai fac prin biserică, știți, este că ești semănător, arunci cu Evanghelia, cu sămânța Evangheliei în stânga și în dreapta și nu și rezultatele când vor veni, sau poate nu sunt vizibile. Și la un moment dat vine gândul acesta: mă, are rost să fac ceea ce fac, lucrează Dumnezeu. Și vedeți, dumneavoastră, poate după timp, vedeți cum așează anumite lucruri, auziți de lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut și vă aduceți aminte că și dumneavoastră a spus acolo o cărămidă și dumneavoastră ați contribuit. Da. Poate un gest neînsemnat la vremea, sau nici nu vă gândeați că un tricou sau știu o farfurie de mâncare pe care ați dat-o sau o vizită pur și simplu undeva să aibă atât de mare impact și de acolo să genereze o lucrare care Dumnezeu aduce la mântuire mulți oameni. Este foarte adevărat. Bun, dar, cum spuneam la început, misiunea nu e a mea, e a Domnului. Eu am făcut un singur lucru. Doamne, dacă Tu vrei să mă folosești, ajută-mă să înțeleg unde să mă pot duce. Și Dumnezeu a deschis ușile astea și ne-am îndreptat în direcția asta și este copleșitor. Este senzațional. Doar să mai adaug încă cineva. M-a sunat cineva să-mi spună: uite, și un fost musulman care l-a cunoscut pe Domnul într-o confesiune din asta tradițională, interesant. Și domnule, am nevoie de 50 de persoane, vreau să le angajez. Și am auzit că lucrez cu refugiații, vreau să le dau ocazia celor să se angajeze la mine. Ce poți să mai faci? Nu e lucrarea lui Dumnezeu asta? Ce poți să zici? Te minunezi și... Nu așa? Da. Eu nici nu știam pe omul ăla. El a auzit de mine, sună și că vreau aia, hai, nu vrei să facem asta. Este lucrarea pe care Dumnezeu o face. Totul înseamnă ascultare. Și de acolo încolo Dumnezeu este Cel care deschide ușa. Când ne așezăm pe coordonatele astea ale ascultării de Domnul, El facilitează. Și cum spuneai și de bani. E adevărat, știu grămadă de biserici care sunt blocate în bani. Că n-au nici resurse suficiente să-și plătească păstorul. Dar ăsta e un semn de... Dacă luăm corporatist așa, e un semn că se apropie sfârșitul existenței acelei comunități. Ori dacă începem să acționăm în misiune, să vezi cum Dumnezeu binecuvintează, pentru că aminte de casierul Trăiești, ar putea să vină odată să mărturisească. Când începuse misiunea la Biserica Sfânta Treime, unii erau supărați: frate, dar numai de misiune ne zici, altceva nu mai este. Și eu m-am simțit un pic jenat, zic: măi, da, chiar. Dar după aia Domnul mi-a zis: nu, dar asta este elementul fundamental, asta trebuie să facem. Și ne-am așezat pe coordonatele astea. Am văzut dedicare la rugăciune cum n-am văzut în altă parte. Oameni care se rugau, vorba lor, și pentru șuruburile de la mașină, că umblam cu mașină în diverse locuri. Și oameni care au dăruit cu generozitate. Fratele ăsta, casieră, zice: frate, eu nu știu de unde dau oamenii ăștia bani. Zic: hai, nu glumiți acum cu mine. Nu, frate, ci că vină cu acest arăt. Și Dumnezeu a revărsat binecuvântare financiară peste biserică. De-aia provocarea către biserici acum este. E trist că stăm în sărăcia asta așa acolo. Hai să ne așezăm pe coordonatele Domnului, că Domnul e bogat, aurul și argintul e a Lui. Străzile în veșnicie le face Domnul de aur. Păi noi ne plânge că nu avem bani? Nu este trist? Ce credință în Dumnezeu avem? Cum ne manifestăm credința aia în Dumnezeu? Dacă ascultăm de El, El oferă resursele. Păi El aduce și corbii din cer și îi pune, da, să care valorile. Nu știu cum să o pun. El aduce resursele sale într-un mod inimaginabil. Domnul profesor, am o mică întrebare, că știți că cel puțin păstorii în ziua de astăzi, majoritatea dintre ei sunt oameni pregătiți, dumneavoastră sunteți profesor universitar și munca de misiune e o muncă de jos și mă gândesc eu, cum păcați sau cum, pentru că sunteți la nivel academic, aveți un nume, sunteți respectat, sunteți profesor la Universitatea din București, una dintre cele mai vechi universități din România, da? Un nume în ceea ce înseamnă educația și dumneavoastră, de la statul de profesor, ajungeți să vă duceți în comunități dintre acestea în care poate oamenii de-abia știu să citească, de-abia știu să lege două cuvinte. Doar ce vă motivează? Eu nu mi-am pus problema asta așa până acum. Acum stau și mă gândesc. Nu, pentru mine misiunea nu e lucrarea aia de jos. Adică treceți de... Nu, nu. Pentru mine misiunea este cel mai important lucru. Celelalte sunt mai secundare. De ce? Pentru că vreau să scot în evidență următorul lucru. Unul din dușmanii, să spunem, lucrării în general, nu numai misiune, este și statutul nostru. Ce, măi, sunt cineva nouă, mă duc eu în... Vă dau un exemplu aici, chiar în București, în biserica în care sunt eu, nu mă duc eu, știu, la, nu știu, la marginea Bucureștiului sau știu undeva într-o comunitate unde oamenii... Știți că avem propriile noastre, să spunem, poziții și zic, bă, poate lasă să ducă alții. Bun, dar atunci hai să ridic și eu provocarea. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Și a venit în lumea noastră să spună oamenilor adevărul despre Dumnezeu. Cum ne imaginăm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dus să vorbească cu vameșii, cu păcătoșii, s-a dus să mănânce acasă cu ei? N-a fost înjositor pentru Mântuitorul? Nu cumva ucenicii de atunci l-au acuzat pe Mântuitorul că păce cu vameșii și păcătoși? Și ce spune Domnul? Că pentru ei am venit. Și atunci asta e prioritatea. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi au nevoie de doctor. Și atunci, care e nevoia? Care e prioritatea numărul 1? Aia e prioritatea numărul 1. Eu mi-am făcut prioritatea numărul 1 din asta și pentru mine nu este o chestiune de... Sau dacă altcineva o vede de jos, eu îmbrățișez cu drag. Nu cred că asta trebuie să fie o provocare. E adevărat că în urmă cu ani de zile, când eram, mai ales atunci înainte de a primit provocarea în Brazilia, mi-era jenă să fiu considerat și eu misionar, că misionarul era un fel de păstor de mâna a doua, cum bine precizez. Da, așa se considera mult. Da. Misionarul e de obicei lucrătorul care... Na. Asta nu e bun păstor, dar poate să fie misionar. Poate să ducă... Îl trimitem în lucrare, da. Nu, eu cred că statutul de misionar e un statut onorabil din perspectiva economiei Împărăției lui Dumnezeu. Este statutul celui care ascultă de Dumnezeu și cu smerenie. Probabil că asta trebuie subliniată și înțeleasă. Cu smerenie se duce acolo unde Dumnezeu spune că trebuie să ne ducem. Ne apropiem de încheiere, dar n-aș vrea să terminăm în discuția aceasta fără să revenim la organizația pe care o conduceți cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca orice organizație și ca orice lucrare creștină necesită oameni, necesită resurse și, bineînțeles, poate și alte lucruri. Vreau să ne spuneți acum despre nevoile dumneavoastră, știți. Pe lângă faptul că încurajăm misiunea, dorim ca prin emisiunea aceasta să facem cunoscut organizația OM România, bineînțeles, și apoi și nevoile, pentru că cu siguranță sunt nevoi și aș vrea să vorbim și despre ele. Nevoile cele mai mari sunt cele legate de oameni. Chemăm tineri și mai puțin tineri să vină să se implice împreună cu noi. Lucrăm în înființarea de biserici noi sau plantare, cum se spune, de biserici noi în zona de sud a României, în Oltenia, unde e numărul cel mai mic de credincioși evanghelici, acolo unde există o puternică rezistență din partea celui rău, că sunt acolo tot felul de spirite de astea de vrăjitorie și așa mai departe. E o cultură a vrăjitoriei în zona aia foarte dezvoltată. Domnul ne cheamă să mergem și să proclamăm, să înființăm biserici. Lucrăm în zona Bucureștiului, deja de anul trecut până acum suntem în faza de am început deja 3 biserici noi și sunt puțini lucrători. Lucrăm în partea asta de est, să o numim, sau sud-est, încolo spre Vrancea, Focșani, acolo. Iarăși e zona cu cele mai puține biserici evanghelice și avem nevoie de biserici care să vină să se asocieze împreună cu noi. Noi nu cerem resurse financiare. Noi vrem să știm că vin oameni cu inimă. Și acum să zic și un secret, că acolo unde e inima, acolo e și comoara, zice Domnul. Dacă am omul cu inima, am și resursele acolo. Și să vină oameni împreună cu noi. Este cea mai mare bucurie pe care o poate avea cineva să se deplaseze, de exemplu, din partea de vest a României, unde sunt mai multe biserici evanghelice. Aproape 90% dintre credincioși evanghelici locuiesc în partea de vest. Și bisericile acolo se spune: Domnul, ne mișcă inima să mergem să plantăm o biserică în Oltenia. Păi și acolo împreună lucrăm, stabilesc legăturile, că am deja toată structura făcută, să înființăm biserici noi. Oameni care să lucreze cu refugiații, oameni care să lucreze cu tinerii secularizați. Observați că tinerii nu mai vin la nicio biserică? Așa este. Cine se duce la ei? Asta e provocarea. Ori tinerii au o deschidere fantastică dacă cineva se duce la ei, se facă cu ei studiu biblic. Cine se duce spre ei? Și atunci eu pot să facilitez ieșirea asta spre categoria asta, o numim noi secularizată. Tineri care nu mai au niciun fel de orientare bisericească de orice fel. Tineri care poate au fost dus la binecuvântare când au fost copii și din familii de credincioși care, mai ales după pandemie, au luat legătura cu biserica. Și avem nevoie de biserici și aici e rugăciunea mea și insistența, și dacă sunt oameni care vor să învățăm împreună cum să procedăm, biserici care să devină vii, biserici dinamice, biserici pasionate de lucrarea lui Dumnezeu și misiune. Și acolo să existe sacrificiu uman, de timp și financiar. Să experimentăm binecuvântarea pe care Dumnezeu poate face. Și să avem impactul ăsta în toată Europa. Dacă se trezește România, impactul va fi în toată Europa. Pentru că este așa un fel de lanț. 200 de ani în urmă, mai bine 200 de ani în urmă, când a început misiunea modernă cu William Carey din Anglia, Dumnezeu a făcut, dacă vă imaginați harta așa, un fel de curent din asta de motivare, de insistență asupra misiunii. Anglia, după aia America de Nord, America de Sud, după aia Corea. Și acum e vremea României și se închide cumva așa cercul, ajungem din nou în Europa, aproape de Anglia, acolo când a început în urmă cu mai bine de 200 de ani misiunea modernă. Și eu cred că România e chemată de Domnul ca acum să se implice în misiunea asta. Și bisericile care se trezesc și fac lucrarea lui Dumnezeu vor avea un impact internațional. Nu că e ceva ce încerc eu să spun așa ca să pară frumos, ci este o realitate pe care o văd foarte mulți alți oameni din alte țări ale lumii. Deci e vremea noastră, e vremea României. Asta este nevoia pe care o avem. Biserici vii, să vină împreună cu noi, sau noi împreună cu ei, mai corect spus. Că lucrarea bisericii, Domnul a încredințat-o bisericii, nu unei misiuni. Dar lucrarea Domnului și făcută prin biserică. Noi suntem conștienți de asta și lucrăm numai prin biserici. Noi ca organizați. Dar împreună cu bisericile să mergem și să ducem Evanghelia acolo, în locurile alea, să înființăm biserici noi unde nu există niciuna. Să existe puișori noi ai împărăției care să fie pretutindeni în România. Slavă Domnului, poate în planurile de dezvoltare ale bisericii, în strategiile acestea de lucrare anuale, fiecare biserică ar trebui să-și pună un capitol pe misiune și știu că dumneavoastră sunteți disponibil, sunteți gata să încurajați, să stați de vorbă cu ei, să învățați dacă e nevoie și să și pună în aplicare strategia aceasta. Învățăm împreună. Domnul m-a ajutat să trec prin experiențe, știu cum sunt făcute lucrurile. Am lucrat cu ajutorul Domnului în toată perioada de timp, înființare de biserici, misiune. Cu ajutorul Domnului, de când am intrat în lucrare, s-au înființat peste 60 de biserici noi, în Dobrogea și în București, în zona asta. Și experiența asta m-a ajutat să știu ce se poate face. Și atunci, asta este dorința mea, să pun la dispoziție ceea ce m-a învățat pe mine Domnul și istoria vieții și să învățăm și cu alții ce se poate face. Slavă Domnule! Stimatele domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o, pentru onoarea aceasta de a sta de vorbă despre un subiect atât de important pentru viețile noastre, pentru ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem și lucrul acesta știm că este de a merge mai departe până la marginea Pământului. Vă mulțumesc foarte mult și eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Noi, Producens Media, încercăm să punem și noi, să spunem, tot ce avem la dispoziție, astfel încât să contribuim prin resursele pe care le avem, prin ceea ce ne pricepem, să ne aducem contribuția și mai ales să promovăm împreună cu dumneavoastră lucrarea aceasta și, bineînțeles, să facem cu toții, să ne mobilizăm. Revin la cuvântul de bază din numele dumneavoastră, al organizației pe care o conduceți și, într-adevăr, să vedem mâna lui Dumnezeu cum lucrează peste poporul acesta. Eu vă felicit pentru viziune. Este o lucrare fantastică. Personal, eu n-am fost implicat, așa că aprecierea mea pentru tine este super mare, pentru că nu eram pe coordonatele astea ale mediului online. Dar eu constat că oamenii pe coordonatele astea, internet, așa, pot să descopere adevărul mai mult decât reușesc unele biserici să facă asta. De-aia rog bisericile să ia în calcul varianta asta de misiune. Este una senzațională. E un mod prin care putem ajunge la inimile oamenilor mai ușor. Așa este. Vă mulțumim foarte mult. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!